Traseul Constanța-Ostrov traversează Dobrogea până la Dunăre, prin locuri pitorești cu mărturii arheologice și lăcașuri creștine. Adam Clisi rămâne cel mai important monument istoric din cadrul acestui traseu. După ce ați vizitat monumentul, cetatea și muzeul Tropeum Traiani, opriți-vă pentru un moment de odihnă și reculegere la noua mănăstire Sfântul Apostol Filip, așezată chiar vis-a-vis de cetate, la marginea pădurii. Siguranță, Dobrogea a fost poarta prin care a pătruns și s-a răspândit învățătura creștină în spațiul românesc. Aici a predicat Sfântul Apostol Andrei, răspândind Evanghelia în teritoriul cuprins între Dunăre și Mare. Mărturie stau cele mai vechi bazilici de pe teritoriul de azi al României, inscripții și obiecte creștine descoperite de arheologi și, mai presus de toate, moaștele unor sfinți mucenici. Persecuțiile religioase din timpul stăpânirii romane au dat numeroși martiri pe tot cuprinsul Dobrogei. Sunt cunoscuți în Dobrogea sfinții de la Dan Clisi, sfinții mucenici. Acești mari sfinți de la Dan Clisi, în perioada primului și al doilea război mondial, au fost depuși la un muzeu. Apoi, după perioada comunistă, în apa Sfinția sa Teodosia II a adus aceste sfinte maște de la muzeu unde erau ele depuse și le-a pus într-un loc sfânt, aici, la această mănăstire. Și acesta este motivul pentru care a fost construită mănăstirea, pentru că aceste sfinte maște să fie cinstite de către cei care încalcă pragul acestei biserici. Numele lor nu se cunosc, nu s-a putut ajunge la ceva concret. Sunt câteva litere, foarte puține, din numele lor, datorită vicisitudinilor. Acolo, în cripta, la acest mauzoleu, în criptele care au fost ele găsite, nu s-a putut deșifra numele lor. Și sunt cunoscuți sub numele de mucenici de la Dan Clisi. 2002, s-a sfințit locul acesta, unde s-a pus piatra de penie pentru construirea bisericii și a Paraclisului. Se află într-o peșteră sub această biserică, se găsește și Sfintele Moaște de la Dan Clisi. Relativ nouă mănăstire. Ce trebuie să știm noi despre mănăstiri și despre biserici și despre aceasta care face parte din mănăstiri? Orice cult, orice așezământ religios, se întemeiat pe Sfinte Moaște, da? Și ca instituție și ca clădire, în special ca trăire duhovnicească. Pentru că de la întâiul mucenic, arhidiacon Ștefan, care este numit întâi mucenic, până în zilele noastre, biserica a rezistat și va rezista pe aceste sfinte moaște, pe această jertfă de sânge pe care mucenicii au dat-o. Ei sunt numiți și fac parte din biserica piruitoare, toți sfinții, nu numai mucenicii, și sfinții care sunt trecuți la cele veșnice, fac parte din biserica biruitoare. Iar noi cei care suntem acum aici încă în trup, acest pământ, care facem parte din biserica aceasta luptătoare. Sfântul Apostol Filip face parte din cei 12 apostoli ai Mântuitorului, care au fost chemați în perioada de propovăduire a mântuirii, perioada de lucrare a Mântuitorului pe pământ, cei 3 ani și jumătate. El s-a născut în Betsaide, împreună cu, în același loc, cu Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Apostol Petru. Sunt puține lucruri care se știu despre Sfântul Apostol Filip, însă tradiția nescrisă ne informează că acest mare Sfânt Apostol Filip
a trecut prin această parte a țării noastre, în Scisia Minoră, împreună cu Sfântul Apostol Andrei, de care noi știm foarte, sunt dovezi de netrădăcăduit că Sfântul Apostol Andrei a trecut aici, împreună cu Sfântul Apostol Filip. Construcția mănăstirii Sfântul Apostol Filip a început cu mulți ani în urmă și probabil că nu se va termina curând, dar important rămâne miezul de sfințenie care a generat acest lăcaș. Pornim la drum printre dealuri domoale acoperite de viță de vie și prima oprire este la Ion Corvin. După ce ne-am închinat la peștera Sfântului Apostol Andrei, întemeitorul primelor comunități creștine din Dobrogea, ne putem continua traseul spre Ostrov, către mănăstirea Dervent. De aici, de la Ion Corvin, drumul devine din ce în ce mai atractiv. Așezată într-un loc pitoresc, în apropierea Dunării înțesată de Ostroave și a lacului Bugeac, mănăstirea Dervent este cunoscută ca un loc de tămăduire trupească și sufletească. Înconjurată de păduri și ape, mănăstirea Dervent, cu arhitectura ei aparte, cu grădina plină de flori, vestigii arheologice, sculpturi vechi și noi, are un farmec deosebit. Thank you.
sentimentul credinței s-a contopit cu frumusețea locurilor și atmosfera naturală a acestui loc pare că a preluat ceva din duhul creștinismului ortodox. Aici, în zonă, ca și în toată Dobrogea, s-a păstrat până astăzi mărturia existenței unor vechi lăcașuri sfinte. Urme de martiri din primele secole creștine s-au găsit și în zona apropiată mănăstirii Dervent de astăzi, care nu a apărut deloc întâmplător. Aceste locuri cuprinse oarecum între ape au fost locuite din cele mai vechi timpuri. Avem mărturii din perioada neolitică și așezări care nu au încetat niciodată să existe pe aceste locuri. Creștinismul a găsit cetăți și locuri pe care Sfântul Apostol Andrei, ajungând aici, a propovăduit în ele. La Dervent, urmele pașilor Sfântului Andrei și ale primilor creștini se mai păstrează încă. Ele au scris istoria acestor locuri și au dus la nașterea mănăstirii. După tradiție, Sfântul Apostol Andrei a venit în Sciția Minor și se pare că a ajuns și în cetatea Dervent, cetate romană, care exista în apropierea actualei mănăstiri, și pentru a-i convinge pe locuitorii acelei cetăți că Hristos este adevăratul Dumnezeu și nu idolii în care credeau ei, a înfipt toiagul pe care îl folosea în călătoriile sale în pământ și a sâșnit apă. Este vorba despre izvorul Sfântului Andrei, așa cum e numit de localnici, sau izvorul tămăduirii, cum îl numim noi. Așa începe povestea mănăstirii Dervent, cu un miracol dumnezeesc, întărit de-a lungul timpului de incredibile vindecări. Această apă curge și astăzi în apropierea mănăstirii, unde a fost amenajată o captare și s-a construit un mic paraclis, decorat cu piatră și olane, împodobit în interior cu pictură bizantină. Pictura în frescă înfățișează în registre principalele momente din istoria mănăstirii Dervent. Aici curge apa purtătoare de har și vindecătoare de neputințe trupești și sufletești, pe care creștinii o adună în diferite recipiente și o beau cu încredere în puterile ei. Ceea ce leagă trecutul Derventului de prezent sunt crucile de leac apărute din pământ pe locul în care, la începutul creștinismului, patru ucenici ai apostolului Andrei, un călugăr și trei fecioare, au fost martirizați.
pe locul actualei mănăstiri au fost martirizați 4 creștini. În locul martiriului au apărut 4 cruci de piatră. De-a lungul timpului s-au conservat 2 dintre ele, au rămas în picioare 2. Știți foarte bine, Dobrogea a fost pașalăc turcesc și în această perioadă pământul actualei mănăstiri era proprietatea pașii de Silistra. Fiul acestui pașă, mai înverșunat în credința musulmană, a distrus 2 dintre cruci, așa încât acum avem 2 cruci de piatră, crucile de leac, cum sunt ele cunoscute, de la Dervent. Una se află în apsida stânga bisericii și cealaltă lângă biserică spre altar. Puterea tămăduitoare și minunile petrecute aici, de-a lungul timpului, au păstrat vie evlavia oamenilor față de aceste cruci. Nimic nu a putut lua credința oamenilor că la Sfintele Cruci își găsesc liniștea. Mai este icoana făcătoare de minunea Maicii Domnului, care a aparținut unei familii din Cadrilater. După cedarea celor 2 județe Bulgariei, s-a avut loc un schimb de populație, după cum știți. Pe familia aceasta, luându-și strict necesar în carul cu boi, cu ce-o fi venit ei de acolo, au intenționat să lase o icoană pictată pe lemn, Maica Domnului cu pruncul, în casă. Tradiția spune că icoana, sau dinspre icoana, au venit o voce care a întrebat pe mine: cui mă lăsați? S-a repetat vocea de încă 2 ori și și-au dat seama că vine dinspre icoana, au luat icoana și în drumul lor spre noile teritorii puse la dispoziție de statul român, au trecut prin mănăstirea Dervent, au lăsat-o aici ca un odor de preț pentru o mănăstire. Asta referitor la cele 3 obiective religioase ale mănăstirii Dervent. Istoria sihăstriei cu numele de Dervent, în limba turcă însemnând trecătoare, începe prin secolul 10, după construirea cetății bizantine din apropiere. Despre mănăstirea în sine, avem dovezi scrise că ar fi existat în zonă un schit prin secolul XI, care a fost ars de pecenegi, se numea schitul Izvorul Călugărului, iar în istoria recentă începe undeva din 1921, când se înființează un schit de maici. Schitul de maici avea o bisericuță din lemn în jurul crucii de leac. Aceasta arde în 1929 și în 1934 se începe ridicarea actualei biserici a Derventului. La 5 iulie 1936, episcopul Gherontie Nicolau a pus piatra de temelie a bisericii de la Dervent, iar pe 13 septembrie 1942 a fost oficiată slujba de sfințire a bisericii, cu 3 turle, 3 altare și 4 hramuri. Hramurile mănăstirii sunt 4, vă spuneam. Cuvioasa Parascheva este hramul bisericii. Biserica are și, pentru că Sfânta Cruce se află în apsida stângă, pentru a-i da simetrie, Părintele Elefterie a separat și apsida dreaptă. Și atunci Sfinția sa folosea apsida dreaptă ca biserică de iarnă. Este un altar în care se poate săvârși Sfânta Liturghie acolo și s-a dat hramul Sfântului Mare Nuncinic Gheorghe, purtătorul de biruință. Avem, pentru că este crucea de leac aici, avem
alt hram, Înălțarea Sfintei Cruci, pe 14 septembrie. Hramul întregului ansamblu mănăstiresc este Izvorul Tămăduirii, este cel mai cunoscut dintre hramurile noastre. Și mai nou avem pe Sfântul Iachim de la Vicina, hramul Bisericii Mari, pe 29 octombrie. Acestea sunt hramurile mănăstirii Dărgă. Mănăstirea va cunoaște o perioadă de înflorire sub stăreția părintelui Elefterie Mihail. Marele aport la ridicarea mănăstirii l-a avut părintele Elefterie Mihail. Despre starețul, primul stareț al mănăstirii, trebuie să spun că s-a născut în zonă, lângă Derbent, în Cadrilater. Și la vârsta de 3 ani s-a îmbolnăvit, a rămas paralizat. Mama lui îl aduce la Crucea de Leac, se vindecă. Și ca mulțumire pentru faptul că s-a vindecat fiul, mama părintelui Elefterie face o promisiune că îl va face ori medic, ori preot. Crește cu vârsta, el alege să studieze medicina. În scopul ăsta este trimis la niște rude în Adrianopol. După ce termină școala, se întoarce, se căsătorește și la vârsta de 30 de ani îi moare soția la nașterea primului copil. Era vorba de o fetiță. Acest eveniment se pare că îl determină să se călugărească, intre în mănăstire, la mănăstirea Balaciu, în județul Ialomița, și aflând că se începe construcția unei biserici la Dervent, unde știa sigur de la părinți că s-a tămăduit la vârsta de 3 ani, vine și ajută, cum am spus, la ridicarea bisericii. Devine, de fapt, și stareț al mănăstirii Dervent. După instaurarea comunismului, nimic nu a mai fost ca înainte, iar persecuțiile comuniste au culminat cu închiderea lăcașului de cult în 1959, transformat în fermă a întreprinderii agricole de stat Ostrov. În ziua în care a fost dat afară părintele Elefterie Mihail, Izvorul Tămăduirii s-a oprit din curs. Și n-a mai curs până pe 2 februarie 1990, când a fost redeschisă mănăstirea. Viața părintele Elefterie în perioada de după ce a fost stareț aici a fost viețuitor, muncitor în județul Tulcea, ca și paznic la o fermă, și după pensionare a fost chemat ca duhovnic la mănăstirea Agapia Veche și apoi o perioadă scurtă la Secu. În 1990 se întoarce și redeschide mănăstirea, cum am spus, pe 1 februarie vine, pe 2 februarie săvârșește prima liturghie și este atunci se începe și izvorul să curgă. Mai trăiește aici în Dervent 100 de zile și la data de 12 mai 1990, la vârsta de 90 de ani, trece la Domnul după o scurtă suferință trupească.
După părintele Lefterie, eu aș menționa doi dintre stareții de după părintele Lefterie și mă gândesc acum la părintele arhimandrit Avram Gheorghe, care este adus de la Cocoșu în 1991, aici la Dervent, și a fost stare până în 1998, după care a plecat în comuna natală, în comuna Valea Mare din județul Covasna, unde a ridicat acolo mănăstirea Sfântului Ioan Botezătorul. Și l-aș pomeni și pe părintele stareț actual, Andrei Tudor. Deci i-am pomenit pe ei, este o opinie personală. Părintele Gheorghe a început proiectul actualului așezământ monahal. Părintele și i-a dat cumva formă Derventului, iar părintele Andrei, îmi place mie să spun că i-a dat culoare. Cine venea aici acum 10 ani de zile, în afară de câțiva pomi, nu, era o zonă aridă și acum, vedeți bine, am reușit să umplem cumva de verdeață mănăstire. În jurul bisericii ridicate de părintele Lefterie, primul edificiu apărut a fost cel care era și cel mai necesar. Clădirea în care avem bucătăria, sala de mese și locul de cazare pentru pelerini. După aceea a urmat clopotnița, iar necesară, turnul clopotniță, care se află la intrare. El a fost dedicat împreună cu magazinul, muzeul mănăstirii și biblioteca mănăstirii. S-a continuat apoi cu chiliile pentru părinți. Complexul arhitectural este frumos conturat de acoperișul din olane și de elementele decorative în stil tradițional dobrogean. Thank you.
mănăstirea atrage mii de oameni datorită minunilor care se spune că se petrec aici. Dacă nu sunteți pretențioși și nu vă doriți neapărat o cameră cu baie, ci doar un loc curat, unde să vă odihniți și unde să vă reculegeți în liniște, admirând totodată frumusețea locului, aici, la mănăstire, găsiți cazare în condiții decente. Cu dragoste toți vizitatorii, dar mai ales cei care vin în pelerinaj duhovnicesc, cei care caută liniștea și regăsirea de sine, suferinzii de tot felul, cei care intră în duhul mănăstirii, merg la biserică și caută folosul sufletesc în mănăstirea Dervent. Programul este același din 90 încoace, adică dimineața la 7 avem acatistul, ceasurile și Sfânta Liturghie unită cu parastasul. După aceea la ora 16 avem vecernia, cupa vecernița, bineînțeles, și la ora 19 miezul noptica, utrenia și ceasul întâi. Asta în cursul săptămânii. Tot în cursul săptămânii, miercurea și vinerea, la ora 11:30, facem Sfântul Mazmur. Iar sâmbătă seară, aparte, avem slujba de priveghere, care începe la 19:30. Duminica începem slujba la 8. Sfânta Liturghie cu acatistul. Locurile de cazare sunt limitate și încercăm și noi să facem o selecție. Mai mult persoanele bolnave, bătrânii și copiii îi cazăm atunci. Sincer, mulți vin pentru rugăciune și atunci rămân peste noapte la Sfânta Cruce, la icoana Maicii Domnului, la izvorul Sfântului Andrei. Necesitatea construirii unei biserici mai mari la mănăstirea Dervent rezultă în primul rând din numărul mare de credincioși care vin aici. Pe lângă spațiul liturgic, proiectul cuprinde și un spațiu cultural multifuncțional.
În această grădină a lui Dumnezeu, orice călător, indiferent de motivul sosirii sale aici, va fi plăcut surprins să observe un complex monahal în care se împletesc armonios trecutul și prezentul, istoria și spiritualitatea, tradiția și modernitatea.